trebuie să recunoști că-s din ce în ce mai bună la leapșa. Da, ai început să semeni cu maimuță. O maimuță? Ah, niciodată! Ah, n-am mai primit așa un compliment. Fugi! Vine încoace! Cine? Dă-i drumul imediat, sălbaticule! Eleanor? Hei! Au! Eleanor! Grindley! Hazel! Ce faceți aici? Am venit să te salvăm! Să mă salvați? Pierzi speranța, vei ști să înțelegi dragostea, să crezi în ea. Și calea ta, și calea îți vei afla. Vei ști să Bună ziua, Mr. Porter, Tarzan. Capitane Gerald! Doamnelor, eu mă întorc pe vasă acum. Distracție plăcută! Cum? Nu, stai! Ne lăsa aici! Ah, nicio grijă, Jane. O să te salvăm noi de omul sălbatic. Nu ați înțeles. Nu, lasă-mă! N-am nevoie să fiu salvată. Am încercat să le spun că ești aici de bunăvoie și că ești perfect în siguranță și fericit în junglă, dar nu m-au ascultat. Și apoi când le-am zis de sălbatic... Omul sălbatic! Tarzan nu e un om sălbatic. Vedeți, a fost crescut aici de mic de gorile. Oh, desigur, unul din proiectele științifice ale tatălui tău. Jane, n-ar fi mai bine să-l pui la loc în cușcă? Cușcă? Stă într-o cușcă? Nu. Nu ați înțeles. Tarzan nu e un proiect științific. E soțul meu. Vedeți, profesore, când nu v-ați mai întors în Anglia cu Jane, am crezut că s-a întâmplat ceva... ceva groaznic, dar trebuie să rămâneți aici. Da. Apoi am auzit zvonurile. Oh, zvonuri? Oh, vai, dar n-am vrut să vă facem probleme. Și, după cum vezi, suntem foarte bine. Ce ai? Oh, ce gust neobișnuit! Parcă ar fi... pământ! Oh, da, poate un pic. Scuze! Oh, e tot ce putem face din smochine uscate și frunze de banană? Oh, dar a ieșit grozav! Dat fiind... circumstanțele... Da, și v-ați aranjat foarte frumos căsuța asta. E, da, are farmecul ei, nu-i așa? De fapt, a fost dinainte construită de părinții lui Tarzan. Serios? Tarzan, spune-ne ceva despre ai tăi. Eu nu i-am cunoscut. Oh, săracul de tine. Trist. Au fost uciși de Sabor, leopardul. În camera asta. Chiar aici. Oh, Tarzan! Dacă nu-ți cer prea mult, ai putea să culegi niște fructe, dragă. Vin imediat. Oh, nu, fără grabă, serios, nu te grăbi. Ei, cum merge cu nepoftiții aia? Nu sunt nepoftiți, sunt prietene cu Jane. Ah, tot aia. Personal n-am încredere în cineva care poartă haine. Ce vor să ascundă? Îmi plac prietenele lui Jane, miros frumos. Da, pot să miroase cum vor. Eu doar zic să ții garda sus, Tarzan. În curând, Jane o să vrea să te porți civilizat. După aia, adioliane, bun venit, haine. Jane nu vrea asta. Oh!
Oh, dragă Jane, Tarzan nu-i deloc genul de bărbat cu care ne așteptam să te măriți. Nu că nu te-am înțelege. Exact, e chiar foarte bine proporționat. Da, păi sunt foarte fericită să stau în junglă cu Tarzan. Fericită? În junglă? Ei, da, chiar că te-ai schimbat. Schimbat? În ce sens? Cred că Eleanor vrea să spună că Jane Porter, cu care am fost colege, era o doamnă. Și acum ei, deși e chiar drăguț, locuiești în ceva ce este de fapt un... copac. Locuiești în copac. Dar încă sunt o doamnă. Sunt încă aceeași Jane Porter cu care ați fost colege din școală. Adică, de școală, colege. Da, de fapt, veți fi foarte impresionate să aflați că deja am organizat un picnic pentru mâine. Au, îmi plac picnicurile. Deci, pregătiți hainele de duminică. Veți vedea că și în junglă putem fi foarte civilizați. Uite fructe. Oh, Tarzan, cred că o să fie absolut splendid. Luăm masa și vom recita poezii și vom juca badminton. Exact ca la picnicurile pe care le făceam în Anglia. Ei, toată lumea importantă din societatea engleză abia aștepta un picnic Porter, dacă pot să spun așa. Fii un drăguț și pune-ți costumul tatei, vrei? Bună haine, adioliane! De ce? Oh, păi în lumea civilizată bărbații nu umblă în șorțuri, înțelegi? Adică nu se face. Nu port costumul. Da? De ce nu? Ți-e rușine cu mine? Oh, nu e deloc adevărat. N-o să pretind că sunt altceva decât sunt. Tarzan! Oh. Ah, minunată zi de picnic, nu-i așa? Nu merge mai departe, nu, Jane, dragă? Mi-e teamă. Ei, nu-mi place să o zic, dar... Ne dor picioarele! Nu mai e mult! Ce-a fost asta? Jane, scuze că-s așa o speriată, dar cred că am auzit ceva! Oh, hai, nu vă temeți! Uitați-vă în jur! Mi se pare că seamănă cu un parc englezesc! Un parc cu un piton de 10 metri? Ei, unde ți-e puternicul și salvatorul tău, Tarzan? N-a putut să vină. Dar sper să vă placă asta. Oh, Dumnezeule! E incredibil! Spectaculos! Doamnelor, bun venit în paradisul meu! Să mă urc în copac. O, Doamne! Profesore? Da, eu tocmai vreau să mă urc la tine și... Nu, mă descurc. Pentru ce anume vrei să mă vezi? Tu ai venit la mine? Oh, da, am auzit de mica ta neînțelegere cu Jane. Îi este rușine cu mine. Știi, Jane a fost crescută într-o societate în care ce gândesc alții despre tine contează mai mult decât ce crezi tu. Dar asta n-are niciun sens. Așa-i, dar multe n-au sens. Dă-mi voie, Tarzan. Jane trăiește în lumea junglei în fiecare zi. Ar fi atât de rău să intri și tu în lumea ei civilizată doar odată? Nu, n-ar fi. Mulțumesc, profesore! Așa te vreau! Hei! Tarzan? Da, acum aș vrea să cobor, dacă nu... Hei! Alo! Oh, Jane! E așa de... Este minunată, Jane! Ah, poate că jungla nu e chiar așa sălbatică. Vedeți, v-am zis eu, putem fi foarte civilizați dacă vrem. Fiți atenți!
sunt de pisicilor, nici să nu vă gândiți să ne mâncați. Adică, ia uitați-vă, suntem slabe, numai piele și oase. Și vă rog să mă credeți, pe cuvânt, englezii au un gust amar. Ah, așa e, oh da, foarte amar. Și grețos. Silenți-vă! A fost revigorat, nu-i așa? Da, bine. Jane, nu cred că știi unde suntem, nu? Pierdute, fără speranță, în jungla sălbatică! Păi, cred că exagerezi un pic. Un pic. Se întunecă. Ce facem acum? Ei, fetelor, am învățat câte ceva de la Tarzan și dacă e unul care mănâncă, respiră sau doarme în junglă, ăla e Tarzan! Și iată-l, gătit și bibelit! Oh, arăți bine, Tarzan, foarte civilizat! Jane va fi așa mândră! Oh, drace, ia uitați-vă aici! Am pierdut tot picnicul! Ce păcat! Dacă cineva nu umbla după termite... Da, de parcă ar fi fost ceva de mâncat aici! Costumaș, gata petrecerea! Haide să alergăm niște flamingo! Norocoșita a fost aici! Panterele? Oh, nu! Jane era atât de drăguță și prietenele ei miroseau așa bine! O soartă crudă! De ce? Asta nu ne împiedică să fugărim păsările, nu? Jane și prietenele ei sunt în viață și noi o să le găsim. Exact! Dacă ajungem la izvorul babuinului, vom ajunge și acasă. Nu, fetelor? Jane, dragă, te rog! Încercăm să mergem după tine, dar mă tem că... Am făcut bătători! Așa e! Oh, scuze că nu m-am gândit! Uite, știu ce trebuie făcut! Oh, pantofii mei! Vezi, o să poți merge mai repede dacă facem niște mici schimbări în garderobă. Oh, Doamne sfinte! Nu! Nu! Ce? Sunt italienești, din pielea de vorată sunt... Pantofi! Acum, repejor, fetelor! Dar dacă ne vede cineva? Singurul lucru de care mă tem este să nu ne vadă ele. Cum trecem de ele? E întuneric, acum e frică. Hei, ești cu Tarzan! Panterele fug numai când îl văd. Așa era ieri, azi poartă, haide. Că bine zici.
pe aici. Sunt numai niște alge. Se duc imediat. Uitați, o să respirăm prin astea. Jane, nu cred că înțeleg. Te aștept să ne băgăm în... Măl? Numai așa, panterele, nu ne vor simți mirosul. Cred că am scăpat. Lipitor! Luați-le! Repede! Cred că o să leșin! A furisit de lipitor! Îmi suc prețiosul meu sânge! Îmi suc maduva! O frunză. S-a zis cu liniștea noastră? Îmi pare rău! Lasă, Greenlee! Jane, ce treabă mai e și asta până la urmă? Întâi ne dezbraci de să nu zic ce, apoi ne bagi în noroi! Și ce o să mai facem acum? Țipăm ca gorilele și umblăm prin copaci? Dacă asta ne ajută, dacă nu ați observat, suntem în junglă. Nu-i picnic în parc și nici n-ar fi trebuit să pretind că ar fi. Dacă vreți să scăpați cu viață, trebuie să mă ascultați pe mine, fără comentarii. Vă e clar? Așa mai merge. N-ar ajuta să facem ca gorilele? De neuitat, duci o viață extraordinară. Te invidiez, Jane, ai absolut totul. Și chiar vorbesc serios. Nu are cumva un frate, nu? Sau un văr? Nu fac mofturi? O, să ne fie așa, dar
Oh, haideți, puțină decență! Pa, Tarzan! Pa, Tarzan! Pa, pa! O să-mi lipsiți! Ne vedem curând! Jane, ți-e dor de Londra? Ah, așa din când în când, dar prietenele mele au dreptate. M-am schimbat și îmi place! Ei, domnule costumaș, ce zici de încă o partidă de lapșa în copaci? Lapșa? Alo? Tarzan? E cineva? Mi s-a făcut cam foame, știți? It's nearly time for some Hakuna Matata with those grub grabbers Timon and Pumbaa, next on Disney Cinemagic. They just love bugs!